Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, anunță că a fost finalizată procedura de licitație pentru proiectare cu execuția podului peste Tisa. Proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, durata de implementare prevăzută fiind de 24 de luni. Podul peste Tisa va fi format din două poduri paralele cu o distanță de 3 metri între ele, un pod pentru fiecare sens de circulație cu două benzi pe sens și o lungime totală de 260 de metri. Proiectul prevede și realizarea a 1,2 km de drum nou, construcția 5 poduri de desecare, o intersecție de tip girație și un punct de frontieră cu parcare. Acest obiectiv este de importanță strategică pentru Maramureș, dar și pentru România, iar odată realizat va contribui la dezvoltarea economică a județului nostru, va dezvolta infrastructura rutieră din zona Sighetu Marmației și va crea noi legături externe.